Best Romanian Singers, ediția a patra, este cel mai recent concurs la care Reghinul a fost din nou pe podium. Festivalul Internațional de Muzică pentru Copii și Adolescenți a avut printre premiați pe reghinencele Bianca Adelina Pop și Dorina Iuliana Oprea. Laureata emisiunii concurs Marca Dareghin TV, Pot să fiu o stea, micuța Bianca are doar 11 ani, dar s-a dovedit cea mai bună la categoria sa de vârstă. Ne-am prezentat la concursul din București, unde s-a ținut la liceul Dinu Lipati, unde am obținut trofeul categoriei 7-11 ani. M-am pregătit cu domn profesor Marian Sumeșan, care ne-a susținut. M-am dus cu melodia Omul când vine pe lume, versurile au fost scrise de domnul Cătălin Cioba, căruia vreau să-i mulțumesc, iar linia melodică a fost făcută de mătușa mea. Și verișoara ei, Dorina, a fost la înălțime pe scena din capitală. Juriul festivalului a recompensat-o cu premiul întâi la categoria 12-18 ani. Am ieșit cu melodia proprie, Mamă, iară mă sfădești. Versurile sunt făcute de domnul Cătălin Cioba, iar linia melodică de mama mea. Tinerele soliste de muzică populară din Reghin au avut susținători pe scenă din rândul colegilor din cadrul Asociației Culturale Flori de pe Mureș. Au făcut un adevărat spectacol, iar aplauzele, aprecierile și premiile au confirmat valoarea lor. La un loc am fost foarte mulți concurenți, cred că au fost peste 100 de concurenți, pentru că a fost și muzica ușoară și au fost secțiunile și idolul meu, creație proprie, muzică populară. Și la categoria mea am fost 20 de concurenți, cam așa. Suntem un grup mai mare, care este îndrumat de domnul profesor Marian Sumeșan, care mereu este alături de noi și alături de colegii mei, toți am fost acolo la un loc, am intrat toți pe scenă, am făcut ca un spectacol, nici nu ne-am gândit că este un concurs.